penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura. Acest lucru nu-l prea știu oamenii, îl știu păsările. Lucian Blaga. Prima temă. Domnul prim-ministru se comportă de parcă într-o viață anterioară ar fi fost o sursă de inspirație pentru frații Grimm. Oglindă, oglinjoară, nu e așa că sunt cel care a inventat autostrăzile în țară? Munca unor oameni e trecută la și alții. E o constantă a domnilor care conduc așa cum conduc România. Dăm la o parte totul, am venit noi, ne-am chemat aplaudaci în sală, nu ne interesează nici respectarea legii, nu ne interesează nimic. Dăm și ziariști afară din sală care pun întrebări incomode, lucru care ne poate inspira și pe noi, dar nu o să o facem. Asta arată simplitatea acestei guvernări. Dacă a fost cineva invitat, nu. Să știți că nici la congresele dinainte de 89, că tot ne fac ăștia ciuma roșie, veneau decât persoanele care, mă rog, demonstrau așa dorință de aplaudac. Îmi pare rău că o spun acum, am înțeles că s-a făcut selecție și la nivelul parlamentarilor. N-a fost acțiune aici la care să vină invitați miniștri, la care să nu invităm inclusiv parlamentar PNL, inclusiv parlamentar USR, fără culoare politică. Gândind totuși că județul este mai important decât o coloratură sau alta. Dar lucrul acesta, din păcate noi îl spunem, unii îl înțeleg cum îl înțeleg, și atunci oglindă oglinjoară și-a chemat aici aplaudaci. Aplaudacii. Asta e.